În localitatea Șerbăuții din județul Suceava a fost sfințită joi 27 aprilie 2023 o troiță sculptată închinată Maicii Domnului și Mântuitorului Hristos. Aceasta a fost realizată la Coșăuți, Republica Moldova și a fost amenajată pe un teren pus la dispoziție de primăria Șerbăuți. Slujba a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, cu binecuvântarea înalt Preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu și părintele Ionel Constantin Maloș, protopop al protopopiatului Rădăuți. Au mai slujit părinți din mai multe parohii ale Moldovei care au răspuns invitației familiei Goraș de a se bucura împreună la acest moment duhovnicesc. Hristos a râmpiat. Din osârdie și din credința cea tare și din dragoste către tine au făcut-o spre însemnarea biruinței Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos și a răscumpărării și a mântuirii noastre. Și trimite peste noi binecuvântarea ta cerească, binecuvintează-o și o sfințește pe ea și... Amin! Părintele Episcop Antonie a apreciat jertfa ctitorilor de a înălța un edificiu închinat Domnului Hristos și Preasfinte Născătoare de Dumnezeu în Șerbăuți. De asemenea, l-a felicitat pe protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu, pentru frumoasa inițiativă și a explicat importanța troiței în viața unei comunități. Bun Dumnezeu că ne-a urmărit pe toți să participăm în acest moment important din viața satului și în preajma căruia s-a așezat această răstignire. Eu personal vreau să mulțumesc în Preasfințitul Părinte Calinic pentru binecuvântarea de a veni și de a fi parte la acest moment binecuvântat de aici, satului fratele nostru Iores, pe care îl respectăm și îl iubim, un bun slujitor de la mănăstirea Hadâmbu. Vreau doar să vă mulțumesc dumneavoastră și să vă felicit celor care au ridicat, s-au așezat această cruce aici. Este un semn că noi suntem continuatori și păstrători credinței adevărate. Rânduiala de a așeza cruci la resti, la intersecții, la izvoare, la momente unde oamenii se opreau, la fântâni unde se opreau, se odihneau, este o tradiție veche, ortodoxă, pentru a arăta că, de fapt, Hristos este calea adevărului și viața, de aceea se pune la intersecții, la izvoare, că Hristos este apa cea vie, și în felul acesta s-a păstrat rânduiala frumoasă ortodoxă. Felicit pe cei care au avut această jertfă și au făcut această jertfă și mulțumim pentru că în felul acesta continuați această tradiție frumoasă de a marca locurile unde locuiesc ortodoxii. Aici am văzut că ați îmbinat frumos, este și icoana Maicii Domnului și crucea, deci sunt elemente care arată că noi suntem ortodoxi. Ele, de fapt, constituie niște teste. Atât crucea, cât și cinstirea Maicii Domnului constituie testul credinței adevărate. Ortodoxii tot timpul au cinstit și pe Maica Domnului și Sfânta Crucea. Și toți cei care veți trece, așa cum am citit și în rugăciunea de sfințire, și vă veți închina și veți cere tot ce veți cere pentru mântuire, bunul Dumnezeu să vă împlinească. Fericită încă o dată pe toți cei care au ostenit și le mulțumim că din jertfa lor au așezat acest semn al credinței adevărate, credinței noastre
ortodoxă. Părintele protopop Ionel Constantin Maloș a transmis tuturor celor prezenți binecuvântările arhierești ale înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, iar apoi a citit textul Ordinului Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, oferit de Centrul Eparhial Suceava, protosinghelului Iorest Goraș pentru edificarea Troiței. Această troiță s-a așezat aici cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop Calinic, pentru că înalt preasfinția s-a binecuvântat gândul acesta când părintele Iorest a cerut îngăduința pentru ca familia sa să ctitorească acest semn al crucii îmbinat cu icoana Maicii Domnului. Preacuviosul părinte arhimandrit Nicodim a pus și el cu siguranță umărul pentru înfăptuirea acestei lucrări frumoase, a pus cuvântul, dacă nu umărul. Ne-am bucurat cu toții astăzi ca să participăm la slujba ei de sfințire. Mulțumesc în numele înalt preasfințitului arhiepiscop Calinic, preasfințitului părinte Antonie, pentru că și-a găsit timp și a călătorit atâta drum pentru a ajunge aici și a face această rânduială a sfințirii. Mulțumesc părintelui arhimandrit Nicodim Gheorghiță, familiei care s-a jertfit. Noi, Calinic, prin harul lui Dumnezeu, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, învestit fiind de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu responsabilitatea apostolic-episcopală în Ținutul Sucevei, luând aminte la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care îndeamnă ca fiecare să se silească pentru a se arăta încercat înaintea lui Dumnezeu, lucrător cu față curată, drept învățând cuvântul adevărului, dar și care adeverește cunoscuta Domnul pe cei ce sunt ai Săi, în semn de prețuire pentru cultivarea valorilor creștine și activitatea mărturisitoare într-un Hristos și Biserică, conferim cu părintească dragoste Ordinul Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, preacuviosului protosinghel Iorest Goraș, întrucât a urmat exemplul Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor Săi prin faptă și cuvânt. Binecuvântați sunt toți cei care, prin jertfa lor personală, continuă exemplul de slujire al strămoșilor și se fac lucrători asemenea îngerilor în împărăția lui Dumnezeu. Dată în reședința arhiepiscopală din Suceava, anul Mântuirii 2023, luna a patra, ziua a 27-a, semnează Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria pentru că a participat la acest eveniment și a mulțumit arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților pentru binecuvântare și episcopului de Bălți pentru că a slujit. Mulțumesc în alt preasfință părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuțului, pentru această mare binecuvântare. Satul acesta e binecuvântat de Maica Domnului atât timp cât sunt monahi, monahii prin mănăstiri, să vrednica Maică Stareță de Sucevița, care știm de ce spun vrednică, este o bună gospodină desăvârșită și evlavioasă. Și în ultimul rând, mulțumesc Maicii Domnului că mi l-a dat pe Părintele Orez din satul dumneavoastră. Putem considera că această troiță, atât Sfânta Cruce cât chipul Maicii Domnului, este o ofrandă dăruită Maicii Domnului pentru toate binefacerile vărsate asupra noastră tuturora. Și în ultimul rând, Măicuța Domnului vă este și scut de apărare, acoperământ, ori de câte ori veți trece pe lângă această frumoasă troiță, vă veți închina frumos și aveți ocazia să aprindeți și o lumânare lângă troița, lângă Măicuța Domnului. Și aș dori să îmi îngăduiți să mulțumesc vrednicului gospodar, fratele părinte Orest Viorel Goraș,
și este o familie numeroasă, de toți frații, rudele care au pus mână la mână și au înălțat această frumoasă troiță. Toți cei prezenți au primit produse pascale din partea familiei Goraș. Un început cam vreo două săptămâni înainte de acum. Da. Și a fost cu ajutorul Dumnezeu, mi-a dezlegat părintele și a mers foarte bine. Da, parcă a fost așa mai, da, cum să vă zic, așa a fost organizat de Dumnezeu, că a fost foarte frumos, s-a lucrat foarte bine și foarte așa. Da. Ați făcut și săpături? Da, 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 și săpături și cu fundații, cu tot așa cum ar trebui, dar na, au venit și zăpezi, ne-au prins și zăpezele oleacă, dar inclusiv cumva ne-a ajutat Maica Domnului și a fost foarte bine. Na, na. Și avem o frumusețe în satul nostru, acum de nemaipomenit. Na. Terenul este de la primărie, aparține și cu ajutorul primarului ne-a dat aici cu consilierii o bucățică, na. Că știi că tot e pentru comună și am zis că e bine așa să fie. Avi și s-a simțit chiar de prima zi, după ce ne-a deslegat, a fost așa o încurajare de nemaipomenit. Totul a fost bine. Era o binecuvântare foarte mare. Foarte normal, frumos, chiar dacă e fric, lumea s-a adunat la așa un eveniment, nu se poate lipsi. Rămâne din generație în generație care nu se uită niciodată așa un eveniment de frumos. Mulțumim la cei ce au realizat, cei ce au contribuit și ceea ce au construit până de la mână, să le dea Dumnezeu multă sănătate și nouă să ne bucurăm de tot ce au realizat. La mormântul robului lui Dumnezeu Vasile Goraș, tatăl protosinghelului Iores, s-a oficiat apoi slujba parastasului la 7 ani de când a plecat la cele veșnice. Dignă de neapucitată durerea, întristarea și suspinul. Ca să fie legată și încercă-te de ei pe pământ sau legat și tot așa să fie dezlegată și încercă-te de ei pe pământ.